Mă limitez la doar două mesaje de Ziua Europei. First, the geopolitical and cultural phenomenon called Europe has been built over centuries. Dacă e să vorbim de fenomenul sociocultural numit Europa, asta a fost construit timp de secole. Europe has been built on Greek philosophy, Roman law, Christian universalism and values of enlightenment. Și dacă este să vorbim de valorile Europei, aici trebuie să mergem în trecut, la Grecia, la valorile latine, la acele lucruri care au fost clădite în trecut. So when my country decided 30 years ago to apply to the European Union, it wasn't an economic choice, it was choice of civilization. Și atunci când țara mea a decis să aplice pentru a fi țară în componența Uniunii Europene, nu a fost doar o decizie economică, a fost o decizie care s-a bazat pe mai multe componente socioculturale. 20 years ago, Poland returned to Europe. Poland took its place in Europe. Și cu 20 de ani în urmă, noi, polonezii, ne-am întors cu fața spre Europa și ne-am ocupat locul nostru în Europa. And now you Moldovans are doing exactly the same. Și acum voi moldovenii faceți exact același lucru. And number two. Și numărul 2. The European Union is a paradise of all kind of minorities. Uniunea Europeană este un paradis pentru tot felul de minorități. Including ethnic and national minorities. Inclusiv minorități etnice naționale. The same is with the Republic of Moldova. This is a country with lots of nationalities live together in peace. Și este aceeași situație în Republica Moldova. Aveți mai multe naționalități care conviețuiesc în pace. So in this context we prepare today for you something very specific and something very symbolic. Și în acest context noi am pregătit pentru dumneavoastră astăzi ceva foarte specific, dar și foarte simbolic. A sample gamma affiliated to the Polish Diaspora Association Polish Spring in Moldova will sing a special song. Astăzi va fi interpretat aici un cântec foarte special polonez a unui ansamblu care reprezintă inclusiv și diaspora. This is actually very old, coming from the 13th century song and the former official anthem of Poland. Și de fapt acest cântec este unul foarte vechi, vine încă din secolul 3 și într-o anumită perioadă a fost și imnul Poloniei. Centuries ago, Polish knights used to sing this song after victorious battles. Și de fapt această piesă era cântată în trecutul istoric al Poloniei de către acei cavaleri care mergeau la lupte și câștigau luptele. And today, young, talented Polish Moldovans or Moldovan Poles will seeking to strengthen our pride of being Europeans. Și acum, în fața dumneavoastră, vor evolua niște moldoveni polonezi sau poloni moldoveni care vor pune accent încă o dată pe această relație între Moldova și Polonia. Enjoy! Thank you! Să vă bucurați! Mulțumim! Mulțumim! Așadar, invităm în scenă ansamblul vocal Gamma, care va interpreta piesa Gaude Mater Polonia. Thank you.
Mulțumim ansamblului vocal Gama pentru această piesă minunată. Rețineți, a și fost odată imnul Poloniei. Iar acum vom descoperi o țară în care am fost probabil cei mai mulți de aici. Hai, spuneți! Spuneți mai tare! România, e adevărat. Un rând de aplauze pentru România. Și am vrea să îl invităm în scenă pe Mihai Mangâru, un violonist de 17 ani, elev la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, laureat al concursurilor naționale și internaționale, care va interpreta instrumental balada Ciprian Porumbescu. Să vă mulțumim pentru vizionare.